Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi vom continua exercițiul de recuperare a memoriei în baza mărturiilor unor oameni care au supraviețuit crimelor regimului totalitar comunist. Povești de viață neretușate care au fost culese din diferite regiuni ale Republicii Moldova și incluse ulterior în colecția de volume Arhivele Memoriei. Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului Recuperare și valorificare istorică a memoriei victimilor regimului totalitar comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în care au fost implicați doctori habilitați, profesori și conferențiari universitari de la Universitatea de Stat de la Chișinău și de la Institutul de Istorie, printre care Anatol Petrencu, Virgil Bârlădeanu, Ludmila Cojocaru, Viorica Olaru Cemârtan, Elena Postică și Lidia Pădureac. Sunt mărturii care reflectă istoria dramatică a celor care au trăit sub regimul sovietic de ocupație și care ne oferă adevărate lecții de viață, de curaj și demnitate. În continuare vă propun să ascultați cu maximă atenție istoria de viață a lui Marin Buga din satul Mereni, raionul Aneninoi. Deportat în iulie 1949 împreună cu familia în îndepărtata regiune Irkutsk, pe când avea 10 ani. Veți afla mărturii cutremurătoare despre foamete din 46-47, atunci când întreaga familie a supraviețuit cu rumeguș de lemn și lobodă, și despre condițiile de viață în Siberia, acolo unde au fost duși cei mai buni gospodari ai Basarabiei, alături de alte popoare subjugate de Rusia sovietică, popoare pe care Moscova le-a transformat în robi. Mă numesc Marin Buga. Sunt originar din satul Mereni, raionul Aneninoi. Aveam 10 ani când ne-au deportat în Siberia. Mă consider român, căci m-am născut în România. Pe tatăl chema Ion Buga, mama Vera Buga. În familie eram 3 frați și 2 surori. Când ne-au deportat, sora cea mai mică, Ana, avea doar 6 luni. Bunelul nostru de pe tată, Ștefan Buga, tot a fost deportat. Pe el în primul rând l-au inclus în lista deportaților. Noi trăiam în aceeași ogradă cu el. Sovieticii, când au văzut că bunelul e înstărit, și-au dat seama că dacă îl deportează doar pe el, fiul rămâne stăpân pe avere, adică tatăl meu. Așa că s-au gândit să-l deporteze și pe fecior. Și iată, ne-au deportat pe toți. Părinții mei se ocupau cu agricultura. Aveam 6 hectare de pământ, iar vara ne mutam acolo cu toate jivinile, găinile, mâța, câinele, vaca, ca să nu mai parcurgem 5-6 km în fiecare zi. În sat aveam casă mică acoperită cu stuf. În dreapta o cameră, în stânga casa mare și drept înainte bucătăria. În casa mare era zestrea. Acolo era loc sfânt. Noi intram numai de sărbători. Era căpătâi, cădelniță, icoană, cum era la toți pe atunci. Bunelul Ștefan era înstărit și avea 2 case. Una era depozit, iar alta era pentru trai, acoperită cu oale, nu cu stuf ca a noastră. Avea o pereche de cai, erau foc, cu ochii roșii. Și părinții mamei, tot din satul Mereni, se considerau moșieri. Bunelul de pe mamă avea vreo 100 de hectare de pământ, iar oamenii făceau coadă la el să-i primească la lucru, căci el îi hrănea, le plătea bine și ei veneau cu mare interes. Cum ne-a explicat mama, în anul 1918, după unire, statul român le-a dat pământ, câte 5 de sentine. Trăiam bine. Mama cu tata se înțelegeau și se ajutau cu socrii. Mama a făcut școala la români. A avut 4 clase românești, terminate în Chișinău. Avea o memorie bună și ținea minte foarte multe poezii. Putea recita zile întregi poezii despre Ștefan cel Mare din Coșbuc. Așa a fost educată de părinți. Ei au fost mulți copii, 6 surori și un singur frate. Foametea din 46 o țin minte bine. La noi în sat este un șes și acolo, când a fost foametea, oamenii umblau în genunchi și rupeau loboda.
o puneau în ceaun, o fierbeau și cu asta trăiau. Noi tot așa făceam. Foarte greu era. Din sat de la noi se duceau prin Bucovina și chiar până în Donbas, schimbau rufe, covoare, le dădeau pe nimic, pentru o pâine. Noi acasă trei frați tăiam lemne, iar mama fierbea rumegușul de lemn împreună cu lobodă și așa mâncam. Dacă seara nu avea nimic, mama lua un ulcior mare de apă și punea în ceaun o lingură mare cu făină de păpușoi, dacă avea, bineînțeles. Dacă îi dădea cineva din sat, mesteca totul și fierbea un fel de jandră, așa îi spuneam noi. Apoi ne punea pe toți pe cuptor, ca cloșca cu pui, și ne spunea poezii, ne citea, ne făcea molitve, că era tare credincioasă. În mahalaua noastră era o prietenă bună de-a mamei, Maria Gori. Nu avea nici bărbat, nici copii, trăia mai sus de noi. Ce găsea prin pod pe la vecini, ducea la gară, pe jos, 5 km. Și la Chișinău mai vindea ceva și când trecea pe lângă casa noastră, îi dădea și mamei câte ceva. Dacă nu era ea, nu știu dacă mai supraviețuiam noi în foamea aceea. Un alt vecin, un prieten bun de-al tatei, care trăia peste drum de noi, a găsit în pod o pelicică de vițel. Nu știu de când să fi fost ea, era zbârcită, uscată, cu păr și cu colb. A dat-o jos, a scuturat-o și i-a spus mamei: hai, gătește-o. Țin minte, mama a pus-o într-o covată, a spălat-o cu un crop, a înmuiat-o și a ras-o, a făcut-o așa de bine și la urmă a pus-o bucățele în ceaun și a făcut din ea niște răcituri. Așa de gustoase au fost acele răcituri. Atunci, dacă erai norocos și aveai macuc, se considera că mănânci cozonac, era ceva extraordinar. La noi în sat au fost și două cazuri de canibalism. Două mame și-au omorât copiii sugari și i-au mâncat. Foamea asta e ceva groaznic. Și deportările au fost ceva foarte rău. Dar care mai lucra au avut șanse, dar pe timpul foametei nu rezistai. A fost foarte, foarte greu. Se întâmplase așa că, aproape de încheierea războiului, tata a nimerit prizonier la sovietici. El luptase în armata română și a fost dus la sud de munții Ural, spre Marea Caspică. Acolo erau puși să strângă un fel de ridiche pentru furaje, cum e la noi sfecla pentru vite. Mai mâncau ei din ea pe ascuns, deoarece nu le se dădea voie. Iar dacă îi prindeau că mănâncă, îi băteau, căci aveau plan de dat la stat. Acolo au dormit pe paie în niște grajduri pentru vite, iar după 3 ani de lagăr s-a întors acasă. A venit când încă mai era secetă și foame, când oamenii încă mai mureau ca muștele. Dar când oamenii începeau deja să-și vină în fire după foamete, după război, vine altă năpastă, deportările. Tata trecuse deja o leacă prin nevoi și era învățat să asculte de oficialități. Într-o seară vine el acasă, se duce cu mama în cămăruță ca să nu auzim noi ce vorbesc și îi spune mamei: Vera, mie mi-au propus să intrăm în colhoz. Dar mama zice: dar a mai intrat cineva? Nu. Vrei să te blesteme oamenii? Sau să te scuipe când îi merge pe drum? La sovietul sătesc erau din aceștia care pârau. Am văzut cum se pârau unul pe altul. Foarte, foarte mulți. Și am auzit că și în alte sate era așa. Chiar un unchi de pe mamă, Ulian, primul s-a dus în Comsomol și i-au dat tijurcă, acea mantă neagră din piele, pistol, un chipiu și umbla cu încă vreo 2-3 pe la oameni și măturau podurile. Au venit și la noi în casă. Cum era casa făcută din lut, s-a suit în pod și au măturat tot. Câinele era legat cu o sârmă și a ieșit în fața lor, dar ei l-au împușcat pe loc. Și tatăl său tot așa era, Moș Petrea Gavriliță. El s-a dat bine și cu rușii și cu românii și îi pâra și pe unii și pe alții, numai lui să-i fie bine. Oamenii îl urau și nici nu-i mai dădeau bună ziua. Iulie 5, 1949.
În lista deportaților au fost incluși bunelul Ștefan și bunica Axânia. La ora 4 dimineața, doi ostași intră în ograda buneilor și anunță că vor fi deportați. Puteți să luați jumătate de tonă pentru familie în mașină. Dar cum să iei jumătate de tonă dacă eram mașina mică? Acasă eram doar eu cu mama, căci tata cu fratele mijlociu erau duși de cu seară la prășit. Mama mă trimite la ei să le duc vestea. Du-te la deal și spune-i lui tata că pe taica îl ridică. Noi nu știam încă ce înseamnă îl ridică. Îl ridică în sus, ce-i asta? Mi-a dat mama doi cai, m-am suit pe unul, iar pe al doilea l-am legat. La ora 4 era încă întuneric, dar am ajuns cu bine că eram obișnuit. I-am dat un cal tatei și el s-a pornit spre casă, iar eu cu fratele am rămas acolo. Când cei de la Sovietul Sătesc și-au dat seama că pe bunelul îl ridică, dar stăpân în ogradă rămâne feciorul, probabil că s-au gândit. Ce câștigăm noi? În colhoz nu se duce nimic? Scopul lor a fost de a forma colhozuri și iată așa ne-au pus și pe noi în listă. Au ridicat anume oameni gospodari, că de la săraci ce poți să iei? O sapă și un hârleț? Peste câteva ceasuri, acolo unde eram cu fratele, vine un vecin de-al nostru, Moș Ionuț. Duceți-vă acasă și voi, că și pe voi vă ridică. Dar fratele meu, care era cu 2 ani mai mare, întreabă: ce înseamnă asta? Cum adică ne ridică? Ei, o să vă duceți cu trenul departe, o să vă plimbați. Dar de aici ieșeau lacrimi pe ochi. Eu țin minte bine, noi vorbeam pe hat, sub un copac de zarzări. El a început a plânge și ne-a cuprins pe amândoi. Ei, dragii moșului, vă duceți voi departe, vă plimbați. O să fie bine acolo. O să învățați. Mai pe scurt, așa ne spunea, ca să ne mai ia o leacă din șoc și frică. Asta eu țin minte. Ne-am suit pe cal și ne-am dus acasă. De acum era 9:30. Am fost considerați culaci. Tata nu avea nimic cu politica, dar pe bunel l-au inclus în listă, pentru că era bogat, și sovieticii aveau nevoie de averea lui ca să facă colhoz. Bunii nu au luat nimic cu ei, dar părinții au luat o treime de sac cu făină de popușoi și ceva de mâncare pe drum. Mama nici mașina de cusut nu a luat-o, căci avea mașină Zinger. Ne-au suit 21 de oameni, 4 familii, într-o mașină. Erau toți oameni gospodari care făceau doar bine și din toate satele, nu doar de la noi. Mașinile una după alta, încărcate cu oameni deportați, se duceau la Chișinău, iar acolo am fost urcați în tren. Niște animale și le duci în condiții mai bune. Erau câte 2 ostași la vagon. Ne dădeau pâine și nu știu dacă ne mai dădeau ceva la pâine. În loc de ceai, oamenii beau apă fiartă. De acum trecusem de Ural. Când trenul mai oprea prin gară, toți se uitau la noi ca la dușmani. Ne spuneau dușmani ai poporului, iar alții ne și scuipau. Nu-și dădeau seama. Dar nu toți. Erau mulți care tot erau ca noi, din țările Baltice, din Ucraina, chiar și din Rusia, din regiunile Voronej, Tambov, de unde era Cernozomul. Că și acolo au fost deschiaburiți tare mulți oameni, ca și noi. Țineau trenul în stație câte 12 ore și dacă ne trebuia până afară, apoi bărbații ne duceam într-o parte de vagon, iar femeile în cealaltă parte, copiii alături. Nu ne mai uitam nici la rușine, nici la nimic. Oamenii care lucrau la gară ieșeau pe peron să ne vadă și se uitau la noi ca la animale. Erau dintre ei care ne înțelegeau, ne compătimeau, dar alții ne ocărau, ne făceau fasciști. Așa vă trebuie. Erau tare răutăcioși. Dar noi
Nu înțelegeam limba rusă și nici nu acordam atenție. Când ne-au deportat, sora cea mai mică avea 6 luni, dar a avut grijă Dumnezeu de dânsa și a rămas în viață. Multe cazuri de deces a copiilor mici au fost, căci ei nu se adaptează la așa condiții. Din Chișinău am pornit pe 6 iulie, iar pe 27 iulie, seara, am ajuns pe linia Taiești-Bratsk, regiunea Irkutsk. De acolo ne-au dus la Sosnovka. Vreo 10-15 metri de la calea ferată, copacii erau tăiați, în rest, taiga. Nu țin minte să fi fost cineva din local nici când ne-au adus. Ei s-au ascuns, ori șeful comendaturii nu le-a dat voie să iasă. Cernea o ploaie mărunțică, mai puternică decât ceața. Până atunci, noi nu văzusem în viața noastră mașcaraua aceea, niște musculițe mici care se bagă și în cizme și în gură, și țânțarii erau. Dar țânțarii îs foaie verde. Pentru noi au fost pregătite niște corturi, iar în fiecare cort ne-au pus câte 40 de oameni, familii întregi. A doua zi dimineața au făcut adunare și ne-au spus că cei maturi trebuie să lucreze. Tuturor le-au dat câte un topor, iar comendantul a zis că dacă nu facem bărăci, aici ne va cânta cucul, pentru că aici nu-i Moldova, aici sunt 40-45 de grade de frig. Deci în Siberia am ajuns pe 27 iulie, iar pe 8 noiembrie am intrat în bărăci. Acestea erau din lemn, aveau un coridor lung, 4 camere și un punct medical. Eram 21 de oameni în fiecare colț. Mai târziu, bunelul și-a construit o căsuță din scânduri cu rumeguș de lemn și cu pământ și s-a mutat în ea cu bunica Axânia. Aveau un pat din lemn, o măsuță, un scăunel și o fereastră. Asta era tot. Erau în vârstă și nu puteau să trăiască în desine aceea, cu 21 de persoane în cort. Nici acum nu dau seama cum am rezistat. Noi, moldovenii, trăiam aparte, nu eram amestecați cu ceilalți. De la gară, în partea opusă, erau ucraineni. Ei au fost aduși înaintea noastră. Erau acolo și foști deținuți care umblau cu furatul, cu băutul, dar ai noștri nu. Ai noștri erau muncitori, care lucrau, de foame nu mai mureau. Cu timpul, s-a deschis un magazin unde erau aduse mărfuri industriale. Aduceau și garbușcă de la Baikal, adică pește zvântat. Mama era aranjată la lucru. Căra lemne la brutărie, la școală, la spital, la comenduire, dar eu cu fratele o ajutam. Fratele învăța dimineață și eu după masă, iar mama lucra când cu unul, când cu altul. Ea muncea din greu. Iar pe lângă lucru mai trebuia să facă și mâncare pentru noi toți, 7 oameni. Ne cosea și haine. Nu erau magazine de astea, de tricotaj, iar mama ne cosea de toate, așa ca la marinari, în dungi. Era cusătoreasă bună, iar acolo își cumpărase o mașină de cusut. Mama nu aștepta să-i cadă ceva din pod și mai știa să facă și sobe cu plită pentru a face mâncare. Acolo și-a făcut prima sobă, iar pe urmă comendantul a rugat-o să le facă și la ceilalți. Mama îi scria din Siberia surorii sale, Sonia, care era cu 4 ani mai mică. Și mătușa Sonia îi scria mamei, iar mama ne citea scrisorile în glas ca să auzim și noi. Chiar în primul an de deportare, mătușa ne scris că toamna, când a venit timpul să strângă roada în colhoz, în sat au făcut adunare și localnicii au fost întrebați. Cum, oameni buni? E bine în colhoz? Da, da. Și-au ridicat toți mâna. Mă rog, dacă ei n-au făcut nimic. Cei care au fost duși în Siberia au făcut totul. Au semănat, au arat, au prășit de 2 ori și lor le-a rămas doar să strângă roada. Mama mai primea scrisori și de la fratele ei din Brașov. România era țară socialistă și nu era mare crimă. Mama corespondea cu el, trimitea scrisorile în sat și mătușa Sonia le trimitea mai departe în România.
De acolo, din Siberia, mama nu avea încredere că scrisoarea va ajunge dacă o trimite direct. Fratele ei tot așa făcea. Scria în sat și mătușa Sonia îi le trimitea mamei în Siberia. Pe 1 octombrie 1953 a murit bunelul. I-am făcut sicriu și o cruce, numai decât. Eu și fratele, împreună cu moș Vasile Stratu, cu care bunelul a făcut armata la țarul Nicolae, i-am făcut mormântul. La 1 octombrie, acolo e sfârșitul verii, dar mai jos pământul era înghețat, iar moș Vasile a prins un foc ca să se mai dezghețe pământul. Noi mai ciopleam cu toporul, jăraticul îl puneam aparte și pământul îl săpam aparte. Și iată așa am săpat o groapă de 1,85 m, căci bunelul era înalt. Peste calea ferată era familia Cotoman, de la Orhei, și bărbatul lor a murit. Era plinuț și când se scoată mortul din baracă, nu încăpea, căci barăcile în care trăiau deportații erau înguste. Atunci au scos fereastra și l-au scos afară prin acea gaură. Se mărise cimitirul cât am stat noi acolo. Cu timpul a apărut și o brutărie. Pâinea era cam cleioasă din secară. Mai târziu a apărut și pâine rotundă, care era la noi cândva 16 copeici. Dar ca să putem cumpăra o pâine, noi copiii stăteam la coadă de la ora 4 dimineața, căci părinții se odihneau, trebuiau să se ducă la descărcat vagoane. În subsol, tata făcuse o groapă și țineam acolo iepuri. Aveam carne deja. Era și un magazin, iar vânzătorul era unul Iașa Rabinovici, din Orhei. El vindea și pe datorie, iar tata, cum dădea o leafa, se ducea la dânsul. Noi ne-am maturizat repede. Mama ne dădea o sticlă cu ceai, abia-abia colorat, cu o țâră de zahăr și două bucățele de pâine presărate cu zahăr. Aceasta era mâncarea noastră pentru 8 ceasuri, până la 6 seara. Greutățile îi maturizează pe copii. Lucram, tăiam lemnul, roticele, după care le despicam. Tata lucra la încărcat vagoane. Primea 1200 de ruble, în funcție de câte vagoane a încărcat. Femeile aveau lucrul lor. Mama lucra la cărat lemne, alte femei lucrau la baie, la magazin, dar multe femei din satul nostru lucrau și la tăiat pădure. Cineva din Orhei, care a avut fabrică de cărămizi, avea idee de tehnologie și i-a spus directorului că vrea să facă așa o fabrică și acolo. Directorul i-a dat undă verde. La început nu aveau benzină, dar cu timpul au început să aducă și motorină și benzină. Toată Siberia, de la Ural încolo, așa lucra. Nu ne-au stimulat prin nimic pentru munca noastră. O lună din an o lucram degeaba. Oamenii dădeau zaiom la stat. Tata scria că donează statului leafa sa pe o lună. Semna și o lună nu-i mai dădeau salariul. Moldovenii au construit acolo și o baie bună. Vara, când era cald, veneam de la lucru obosiți, căci noi lucram toată vara. Nu știam ce e asta vacanță. Ieșea fumul din noi lucrând. Apa o luam din pârău. Era un pârău cu apă potabilă, însă, deși aveam baie, condițiile sanitare nu erau. Femeile se străduiau să țină curat, pentru că femeile noastre nu-s de acelea ca să stea gunoiul până la genunchi. Ele scoteau paturile afară și le stropeau cu apă clocotită. Fiecare se străduia câte o leacă. Mai cumpărau săpun, spălau așternuturile. Din cauza sanitației, nu ne dădeau voie să purtăm breton. Erau ce vrei, și ploșnițe, și păduchi. Așa condiții de trai erau, Doamne ferește, niște paraziți care sugeau sângele. Când stăteam în bancă în școală, vedeam unul la altul cum iese câte un păduche. Of, pe mine mă mâncau, Doamne ferește, eram tot în bube. Mi-era rușine să mă duc cu băieții la iaz, la marginea satului și să mă dezbrac până la brâu ca să mă bronzez. Aveam și un medic terapeut acolo. Era o doamnă din Orhei, o evreică, Adela Iasakovna, deportată și ea. La capătul bărăcii, ea avea un punct medical.
Era un specialist foarte bun, se descurca cu toate și doar dacă era ceva mai serios, chema deja chirurgul de la Taishet. Cu medicamentele era greu, Doamne ferește! Mama ne lecuia mai mult cu leacuri băbești. Se nășteau și copii acolo. În familia Scurtu, care trăia lângă noi, erau 9 copii, iar acolo li s-a mai născut unul. Peste un timp, moldovenii au început să facă și nunți în Siberia. Vreo 3 flăcăi din satul nostru au făcut nuntă la club. Rușii se îmbătau ca porcii și se luau de femeile care se porăiau cu mâncarea. Aceștia au scos cuțitele, dar o femeie în vârstă a scos sare de la bucătărie și a început să le arunce în ochi. I-a dezarmat pe toți, nu vedeau nimic. Ea știa că sarea o să-i usture, dar o să le treacă. De Paști, femeile nu făceau pască, căci nu aveau unde coace. Ouă roșii tot nu am văzut. Lumea era speriată, iar mama n-a vrut să fie inițiatorul, că cine știe ce o mai fi. De Paști, un prieten de-al tatei a făcut un scrânciob. Cum se face la noi, de Paști? Tot de Paști, noi moldovenii ne jucam de-a oina. Noi copiii nu știam de Stalin și Lenin. Țin minte că pentru prima dată am auzit de Stalin în satul natal, la Crâșmă. Cineva din sătene avea un cal pe care l-a numit Stalin, iar asta a fost suficient ca să fie condamnat la 10 ani de pușcărie. În Siberia, oamenii erau speriați așa de tare că nici nu deschideau acest subiect. Dar când moldovenii au prins a se înfiripa și își făceau case, rușii de pe loc, deportați și ei, ziceau: potoliți-vă, căci vă vor deporta undeva mai departe. Dar moldovenii noștri întrebau mirați: există ceva mai îndepărtat decât unde suntem acum? Hehehehe, voi încă nu știți ce e asta colăma. Aici e floare la ureche, aici e rai, aici este cale ferată, sunt râuri, dar să vedeți ce se face acolo, tare mulți oameni. Noi eram departe de politică, dar când eram în clasa a șasea, în clasa noastră a fost adus feciorul lui Ejov, șeful coloniei în care trăiam. Când directorul școlii și-a dat seama cine-i băiatul, sărmanul a scăpat stiloul din mână. Directorul lui era frică să nu scape vreo vorbă, manapoda, căci toți cei care au ajuns acolo erau pedepsiți și tare se mai temeau. Mai amintesc că atunci când a murit Stalin, directorul școlii și învățătoarele tare mai plângeau. Ne-au aliniat pe toți la un careu și plângeau toți. Noi de acum ne dădeam seama, știam cine-i Stalin, dar nici nu am plâns și nici nu ne-am bucurat. Nimeni dintre elevi, învățătorii, erau șocați de moartea lui Stalin. Cum să trăim fără tată? Cum vom trăi mai departe fără Stalin? După moartea lui Stalin, condițiile s-au mai îmbunătățit, iar în noiembrie 56 ne-au eliberat. Părinții au decis să revină acasă, dar noi băieții am rămas acolo. Eu învățam la colegiul din Irkutsk. Mitea făcea armata în regiunea Cita, iar Valentin era căsătorit. Toți eram bucuroși că Hrușciov ne-a dat drumul acasă. Părinții și surorile s-au întors în sat și au trăit la sora mamei, mătușa Sonia. Casa noastră era confiscată, sovieticii au făcut fermă de pui în ea, apoi a fost grădiniță, iar când am venit și eu în sat, în 1959, casa era deja școală primară. Pe urmă au făcut un magazin în ea, mai târziu părinții și-au făcut căsuța lor, iar eu am venit la Chișinău, unde m-am căsătorit și m-am angajat la serviciu. În anul 1984, am plecat într-o deplasare de serviciu în Irkutsk. Se schimbaseră multe acolo. Am fost la cimitir, acolo unde e înmormântat bunelul. Apoi m-am dus la magazin și am întrebat unde trăiește Maria Cojocare, care mi era colegă la școală. Ea terminase ca și mine politehnica la Irkutsk.
mi-au arătat fereastra ei. Ea tocmai punea rufele la uscat. Îl știam și pe bărbatul ei, un ucrainean. El era prieten cu fratele meu. Ne-am întâlnit cu mare dor. Ei plângeau de dorința de a veni acasă. Așa ni-i dor să ne mergem acasă. Dar apoi, ce vă ține aici? Avem doi feciori înmormântați aici. Mulți moldoveni au rămas acolo, care înmormântați, care îndurerați. Mai era o femeie necăsătorită în casa unde a trăit bunelul. A rămas și ea să trăiască acolo, căci nu avea la cine reveni acasă. Familia mea a fost reabilitată abia în anii 90, dar nu ne-au întors nimic din averea părinților. Consider că este foarte rău ceea ce mi se întâmplă. Statul, puterea sovietică cu regimul său inuman, a făcut multe nedreptăți. Următoarea poveste este cea a Tatianei Panaghiu din orașul Durlești, municipiul Chișinău. O mărturie care, de asemenea, ilustrează mecanismele de represiune ale regimului sovietic în teritoriile ocupate și modul în care cei veniți cu arma pe acest pământ românesc încercau să frângă coloana vertebrală a oamenilor, să distrugă elita societății considerată un pericol pentru regim. Tatiana Panaghiu avea 3 ani atunci când soldații ruși au tăbărât în casa lor, iar astăzi își amintește noaptea deportării ca pe un vis de groază. Mă numesc Tatiana Smoleanchin, iar numele meu după soț e Panaghiu. M-am născut în 1946 în satul Durlești. Pe tata îl chema Lev Smoleanchin și a fost primar în sat, iar pe mama o chema Eugenia. Eram 4 copii în familie, fratele Mihai, Alexandra și eu cu Maria, surori gemene. Când ne-au deportat în Siberia, aveam 3 anișori. Părinții aveau mult pământ, deoarece pământul îi hrănea. Am avut casă mare, cu 9 camere. Mama povestea că la noi în casă se organizau baluri. Am avut boi, vacă, aveam gâște multe. Înainte de deportare, noi am avut și o gheretă. Tata aducea marfă, iar mama o vindea. Erau de toate în acel magazin, iar pe timpul foametei toți alergau la mama. Știu că pe timpul foametei mama a făcut o cantină. Eram în centrul satului și toți se opreau acolo. Mama a pus la murat un butoi de frunză de vie și le dădea la oameni câte 2-3 cartofi, vreo 2 frunze murate și câteva buruieni uscate. Și iată așa mama a scăpat de la foame multă lume, inclusiv pe noi copiii, căci la alții copiii mureau și îi duceau la groapă. Mulți copii au murit de foame, se uscau, se întindeau de foame și te rugau de o hrincă de pâine. Na, cerceii mei, numai dă-mi o hrincă de pâine. Odată mama s-a dus cu 2 pâini să le vândă și au ieșit înaintea ei, i-au rupt toată pâinea, numai cât i-a rămas mamei o bucățică și mama a mâncat-o până acasă, ca să nu i-o ia și pe aceea. Așa foame era! Anii 1945, 46 și 47 au fost cei mai grei ani, iar după asta au început să deporteze culacii, adică oamenii gospodari. În noaptea de 15-6 iulie 1949, pe la ora 3, au venit să ne ridice. Noi dormeam. Soldații au împușcat câinele, au sărit gardul și au luat-o pe mama și pe noi, 4 copii. Tata a fugit și n-au putut să-l prindă. Ca prin vis îmi amintesc că mama a început a plânge, iar soldații i-au spus: "Nu plânge că te împușcăm." Ne-au spus să luăm cât putem duce în mână. A luat mama niște bani, cât ceva pentru noi și o icoană. Mai mult n-a luat nimic. Spunea mama că vaca răgea, oile au rămas nemulse, mai pe scurt. Avea animale multe în gospodărie, dar n-a luat nimic, căci nu se dădea voie. Am fost ridicați pentru că eram considerați culaci.
în 1949, din Durlești, au dus 15 familii. Tata a auzit că deportează, dar n-a crezut. El credea că dacă știe limba rusă, iar tatăl său a fost rus, sovieticii nu se vor atinge de el și îi vor permite să lucreze mai departe în primărie. Pe el însă rușii, în primul rând, l-au pus în lista deportaților, pentru că nu voia să intre în colhoz. Tatei s-a spus că dacă vrea să rămână în sat, să intre în colhoz, că el știe limba rusă și îl vor pune vreun șef acolo, dar mama a fost împotrivă. Deci, cum vă spuneam, pe noi de culaci ne-au ridicat, nu pe criterii politici ca pe alții. Ne-au deportat pentru că n-am vrut să dăm toată bogăția familiei la stat. Românii i-au propus tatei să se evacueze peste Prut, căci el a fost primar în timpul administrației românești. Au mers ei o bucată de drum, dar tata a fost întors înapoi de ruși. Aceștia nu i-au dat voie să meargă în România și chiar au vrut să-l împuște. Bunii din partea mamei la fel au fost deportați, iar bunica Anastasia a murit în Siberia. Și frații mamei tot în Siberia au fost duși. Pe noi ne-au dus direct la gară, ne-au încărcat într-un tren de animale și ne-au ținut în vagon până s-a grămădit toată lumea. Pe urmă l-au găsit și pe tata și l-au adus la tren. De fapt, el a venit de nevoie, căci mama era tânără cu 4 copii, așa că tata a venit după noi. A mers 3 săptămâni, un tren lung, iar afară o căldură de 40 de grade. Vă spun, ca pe animale ne-au dus, iar pe drum unele femei au născut în vagon. Chiar o femeie din satul nostru a născut, căci am auzit plâns de copil. Trenul oprea prin stații cam o dată la 24 de ore și oamenii ieșeau afară la veceu, iar soldații stăteau lângă noi cu pușca ca să nu fugim. Dacă fugeam, ne împușca pe loc. Doamne ferește! Vă spun, cu pușca stăteau soldații lângă noi, cu pușca. Pe unul chiar l-au împușcat, căci a vrut să fugă, dar n-a mai reușit. Ne dădeau câte o cană de apă, căci toți strigam, apă, apă, apă. Abia de ne ajungea câte o jumătate de cană. O căldare de apă o împărțeam la tot cei care erau în vagon, bătrâni și copii. Știți, în vagonul nostru a murit un bătrânel și, cum mergea trenul, l-au aruncat afară. În fac cruci, așa a fost. Și-au bătut joc de lume. Ne-au dus în regiunea Tiumeni, dar denumirea localității nu o mai țin minte. Știu că am ajuns noaptea într-o pădure, iar oamenii au început să plângă. Ne-au spus să nu plângem, că ne împușcă. Am dormit în acea pădure sub cerul liber, dar pe urmă ne-au dat lopeți, topoare și veschi ca să ne facem case în pământ și ne grăbeau să facem bordeele cât mai repede, deoarece venea fricul. În regiunea Tiumeni doar 2 luni pe an era cald, iar în septembrie deja venea frigul. După ce am construit bordeele, copiii și cei vârstnici rămâneau acasă. Restul l-a tăiat pădurea. Cât am fost acolo, părinții, fratele meu de 14 ani și sora de 12 ani au muncit doar la tăiat pădure. Fete mari, flăcăi, toți lucrau la tăiat pădure. Tot lemnul îl trimiteau prin republicile sovietice. Îl legau nu știu cum și îl trimiteau pe apă. Pe jos se duceau și pe jos veneau de la lucru. Se duceau dimineața și veneau noaptea. Cât târâia un bărbat, tot atâta târâia și o femeie. Chiar dacă nășteau, femeile erau impuse să lucreze. 3 ani de zile cât am stat acolo, toți am fost la tăiat pădure. Dar pentru asta se plăteau. Pe tata l-au pus mai mare, să aibă grijă de toți, și toți l-ascultau, pentru că doar el știa rusește. Tata se ducea și făcea darea de seamă într-un sat, nu departe. El administra lucrătorii și le aducea cizme. Haine nu prea am avut. Pufăci, cizme și mai erau niște șalinci mari cu care se îmbrobodeau femeile. Dădeam comandă de pâsle. Că tare mai era frig, 40 de grade de ger. Știți, dacă murea vreun om prin luna ianuarie, când era cel mai mare ger, mortul era suit în copac. Îl legau
îl înfășurau bine și îl suiau în copac, ca să nu-l mănânce lupii. Iar primăvara deja, când se topea zăpada, săpa o groapă și îl îngropa în cimitir. Dar le punea și cruce. Acolo nu era preot și nici biserică nu era, căci ei nu credeau în biserici. Dar cineva dintre noi citea din Biblie și se ținea o mică slujbă. Tata luase Biblia cu el, iar mama o icoană. La mormântare se dădea cât de puțin de pomană, căci așa era obiceiul, cât de puțin. Un colac, o lumânare, un ștergar. Toți trăiam în niște bordeie, amplasate așa, de-a rândul, ca un beci. Aveam o singură fereastră și o ușă. Pe un pat dormea mama cu tata și pe altul dormeam noi, copiii. N-aveam nimic, nimic. Tata a făcut un pat din scândură, a pus niște fân și noi dormeam pe acel fân. Era frig, frig, Doamne ferește! Cât te chinuiau până aduceai un lemn, până făceai un foc, Doamne sfinte! Lemne pentru foc aduceam din pădure, căci pentru foc aveam voie să luăm lemne din pădure. Era nevoie, sărăcie, foame. Doamne, o bucățică de pâine nu găseai. Chiar dacă erau deportați, tinerii se căsătoreau și acolo. Nu făceau cine știe ce sărbătoare, dar din sărăcie făceau, căci erau fete mari și, ca să nu îmbătrânească, au făcut familii. Se păstrau și acolo tradițiile noastre. Îți luai un naș de cununie, iar dacă n-aveai pe cine, era fratele. Cu timpul am început să primim niște bani și mama cumpăra pâine de-a lor. Noi mai mult făceam borș cu cartofi, dar mama mai făcea și plăcintă. Frământa 2-3 cartofi, punea o mână de făină și le cocea pe plită, fără ulei, fără nimic. Dar erau tare gustoase. Iar bunica Anastasia, gospodină mare, când vroia plăcinte cu bostan, dădea morcov prin răzătoare. Îl prăjea și ne făcea plăcinte ca cele cu bostan, ca să ne aducă aminte de Moldova. Căci acolo bostanul nu se făcea deloc. Acolo nu erau petreceri, era lumea mâhnită, n-aveau chef de nimic, lucrau zi și noapte. Mai mult respectau sărbătorile religioase. Cele mai principale erau Crăciunul și Paștele. Când se apropia Paștele, bunica frământa așa, ca de Pască. Tata scria scrisori și aflam din scrisori când era Paștele acasă. Nu aveam biserică, dar era un om bătrân, credincios. Ne grămădeam toți și spuneam o rugăciune mare, ca la Paști. Și așa sfințeau Pasca. Cuptor nu era, dar făceam focul în plită și acolo vrau niște căni în care coceau Pasca. Băștinașii de acolo nu trăiau nici ei bine și lor le era greu. Oamenii de pe loc erau buni cu noi, căci noi n-am avut nicio vină. N-aș zice că rușii sunt chiar așa de răi, că deportarea asta n-a făcut-o rusul, ci Stalin a dat comandă. Țin minte că era școală. Fratele și sora mea au mers la școală acolo și știu că erau și ruși. Unde am stat noi, eram numai moldoveni, dar la școală eram împreună cu rușii. Învățam rusește. Nu se prea îmbolnăvea lumea acolo, căci trăiam într-o pădure, o natură așa puternică și cu ierni geroase. Oamenii se îmbolnăveau mai mult de dorul de casă și de masă și plânsete și bocete. Părinții n-aveau răbdare să vină acasă. N-aveau răbdare să se întâlnească cu fratele, cu sora, să se întâlnească cu neamurile. Voiau toți la baștină. Ne rugam la Dumnezeu, of, Doamne Sfinte, cine nu se ruga ca să vină acasă, înapoi la pământul natal? Spuneam tatăl nostru. Femeile nășteau, era moașă de casă, care venea și dădea puțin ajutor la femei, că singură nu o poți naște. Mama a venit gravidă de acolo și a născut-o pe sora mea, Ludmila, aici, în Moldova. Tata le scria scrisori fraților mamei, căci nu era interzis să trimitem și să primim scrisori. Prin scrisori aflam cine a murit, cine s-a căsătorit, cum e viața în Moldova, că în anii 1950-51 era tare greu.
ne-au povestit și despre colhoz. Noi am fost duși în Siberia ca de culaci, iar celor leneși le părea bine, căci colhozurile au fost făcute din bogăția și averea celor deportați. Într-o zi, tata a trimis o scrisoare la Moscova și a primit răspuns. Atunci deportau și pentru politică, iar cei represați pe motive politice au stat mulți ani în Rusia. Dar pe noi, deportați în calitate de chiaburi, ne-au eliberat mai ușor. Tata a mai scris pentru cineva o scrisoare la Moscova, dar de acolo l-au avertizat să nu aibă grijă de alții, ci să aibă grijă de sine. Și după aceea tata n-a mai scris. El iubea politica, dar se temea, căci a fost ridicat, dar nici mama nu-l lăsa. Copilăria mea am petrecut-o cu bătrânii, iar păpuși nici n-am văzut. Noi singuri ne făceam păpuși din material și asta doar dacă se rupea vreo haină de-a mamei, deoarece nici material nu era. Eram mulți copii din Moldova. Cât am fost copil, am umblat numai în pâsle. Ieșeam afară și le dădeam și altora să le încalțe. Și iată așa, într-o pereche de pâsle, umblam toți. Cea mai mare bucurie a fost când am revenit acasă și mama mi-a cumpărat sandale și o rochie. Aveam 8 ani atunci. Așa o bucurie că mama mi-a luat rochie. Am povestit și copiilor mei prin ce chinuri am trecut. Cum să nu povestesc? Le-am povestit cum umblam mai mult de sculți. Să nu tragă nimeni așa război, așa foame, așa chin. Am revenit acasă prin anul 1951. Ne-am oprit la un frate de-al mamei care a fost deportat. Acesta ne-a luat la el o iarnă, iar în anul următor ne-am dus la alții. Așa am umblat până când ne-au dat un loc de casă. Unii vecini erau tare bucuroși când ne-au ridicat, iar alții plângeau în rând cu mama. Dar știți cât de greu era prin 1956? Mâncam pâine neagră la kilogram. Vindeau pâine la kil și dacă depășeai kilogramul, îți mai tăia din hrincă și îți dădeau doar o bucățică. Stăteam la coadă o bucată de zi să-mi dea un chirpici de pâine. Tare greu mai era. Iar tatei, la fel de greu, i-au dat de lucru. Vreo 2 ani a lucrat la un abator, apoi a lucrat contabil la bucuria. O altă problemă era că părinților nu voiau să le facă pașapoarte, însă după mai multe insistențe le-au făcut totuși pașapoarte. Și dacă aveau deja pașapoarte, le-au dat și un loc de casă, tot în Durlești. Și am făcut o casă mare, însă după ce am ridicat casa de unii singuri, iar au venit să ne deporteze. Vă închipuiți? Era prin 1962, eu țin minte că eram deja mare. Ne întrebau pe ce surse am făcut casa. Dar noi eram mulți, toți harnici. Tata știa să fac totul. Tata le-a arătat documentele, că el tot ce cumpăra păstra document. În sat, copiii ne făceau culaci. Au aflat la cei mai mari și ne obișduiau. Așa vă trebuie că v-au ridicat. Acum o să fiți și voi săraci. La școală ne aminteau tot timpul. Ați fost bogătași, ați fost bogătași. Am fost. Dar ce are una cu alta? Orice om care muncește vrea să fie bogat, nu-i așa? Revenind la Siberia. A fost tare greu. Nu era îmbrăcăminte, nu era mâncare, nu erau haine. Stătea în frigul celă, ori bătrân, ori tânăr. Toți erau îmbodoliți, înveliți, nici o bucurie. Doar lacrimi vărsam, scârbă, nevoie mari. Mama era cu 4 copii. Bunica a murit acolo. Cumnata Elena Taran a murit și ea în Siberia. Un nepot ne-a murit tot în Tiumeni. Care bucurie! N-am revenit niciodată în Tiumeni și nici poftă n-am avut. Nu cred că ar vrea cineva să mai vadă acele locuri. Mai bine să mori decât să treci prin așa deportări. Să vezi atâtea chinuri, să te lase fără apă, fără mâncare, fără îmbrăcăminte și să mergi atâția mii de kilometri.
Oare trebuia să trecem noi prin toate astea? Am stat de vorbă să le lămuresc și la alții prin ce am trecut noi. Unii parcă te jelesc și plâng. Alții le spui și parcă le e tot una. Eu tot aș plânge, chiar să nu fie neamul meu. Cum să nu plâng dacă pe omul ăsta l-au luat din pat, din bine și l-au dus la rău? Cu toate acestea, unde am plâns, unde am râs, dar am rămas tot gospodar. Potrivit datelor Agenției Naționale a Arhivelor de la Chișinău, în cadrul operațiunii Sud din perioada 6-9 iulie 1949, regimul sovietic a deportat din Basarabia peste 35.000 de oameni. Iar potrivit unui raport al Poliției Politice Sovietice din iunie 1952, numărul total al celor deportați a fost de 35.796 de persoane, dintre care peste 14.000 de femei, aproximativ 12.000 de copii și peste 8.800 de bărbați. Un istoric ceh spunea că primul pas spre lichidarea unui popor este să-i ștergi memoria. Îi distrugi cărțile, cultura, istoria și altcineva îi scrie alte cărți, îi dă o altă cultură, îi inventează o nouă istorie. Între timp, poporul începe să uite ceea ce este și ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita și mai repede. Este exact ceea ce a făcut Rusia imperială în raport cu noi, românii dintre Prucinistru, mai ales în perioada sovietică. Tocmai din acest motiv, recuperarea memoriei istorice, inclusiv în baza unor asemenea mărturii, este importantă pentru a nu uita că suntem români, că avem aceeași limbă, istorie și cultură cu românii de dincolo de Prut, că suntem același neam și avem același sânge. Iar până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați! Cunoașterea istoriei este importantă pentru a înțelege realitățile pe care le trăim și pentru a clădi un viitor mai bun, ținând cont de lecțiile trecutului. Toate bune!